Lăcașele de cult au fost ieri pline de credincioși veniți să asiste la slujba de flori. La Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de la Slătioara au luat parte la slujbă nu doar credincioșii din localitate, ci și foarte mulți credincioși din Slatina. Cu toții s-au rugat pentru cei morți, dar și pentru cei din familie cu nume de floare. În timpul slujbei, credincioșii au fost îndemnați să facă fapte bune și să se gândească întotdeauna la jertfa lui Isus. Să împlinească rugăciunea îngerilor, să te fac strigătul lor, pentru că e o cântare, o sană, pe pământ pace între oameni bunăvoire. La mulți ani! După modelul mulțimii din cetatea Ierusalimului, care l-a întâmpinat pe Mântuitor cu frunze de măslin, Biserica Ortodoxă a rânduit ca, după săvârșirea Sfintei Liturghii, să se sfințească ramurile de salci aduse de credincioși. Slujitorii bisericii citesc rugăciuni de sfințirea salcirei, ținând în mâini aceste ramuri înmugurite cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinței vieții asupra morții, fiind cunoscut faptul că salcea are o putere mare de regenerare. La finalul slujbei, fiecare credincios duce cu el acasă o ramură de salce sfințită. Cu toții au susținut că speră ca aceasta să le ferească familia și casa de rele, să le aducă belșug și voie bună. Ajunși acasă, cu toții au petrecut alături de cei dragi pentru ultima dată înainte de Paște. Simți că te cură, simți că cineva e lângă tine și te ajută. Foarte bine. Ați fost la biserică? Da, aveți da. Petrecere? Aveți pe cineva? Avem în familie, păi de acum. Pe cine aveți? Copii, Florina fata și Florin băiatul. Ce le urați copiilor? Multă sănătate și noroc în viață. Petrec cu soțul, cu copiii mei, da. Cu fata, cu ginerile. Cu ei mănânc, cu ei, dar cu atât că nu dor la mine. Deci astăzi petreceți în familie? Da. Și vă aduceți aminte și de băiat? Mi-aduc aminte, îl sun. Mare parte din credincioșii care au ales să asiste la slujba de flori de la Biserica Sfinții Mihail și Gavril, de la Slătioara, au acceptat invitația preotului Eugen Durac de a lua parte la masa bucuriei, unde au servit un borș și o friptură de pește, conform obiceiului acestei zile.